Salutare și bine ai venit la un nou episod pe acest canal. Astăzi avem tactici. Am renunțat la 4-2-1-2, doar am mai adăugat o tactică, bineînțeles. Înainte să intrăm în adâncurile echipei și a tacticii minunate, nu uita să lași un like, un coment, un subscribe, un ceva. Fii activ! Hai cu reînvierea canalului odată și odată. Echipa a suferit transformări de ultima dată și îmbunătățiri cel puțin aici pe bancă. Turam arată minunat și este atât de eficient când intră pe teren. Incredibil, 12 meciuri, 7 goluri, 4 asisturi. La fel și Rafael Leao, niciun dubiu, este un card magnific, 17 meciuri, 9 goluri, 7 asisturi. Nu știu cum să fac încă momentan, caut o soluție câștigătoare de a îi integra în echipă, de a ieși un pic mai bine, vedem. Văd aici Richarlison frumos, cardul lui buguit, Richarlison 3-1, cardul 3-1. Îl avem în poartă pe Campos, apărarea, central back-urile sunt Campbell și cu Kohler. N-arată rău, n-arată bine, câteodată e insane, câteodată e foarte slab. Mă place momentan să mă joc cu el. Cu Campbell am reușit și un gol și un asist în 102 meciuri. Îl avem bineînțeles pe nelipsitul Mendy, care ajunge deja la 216 meciuri pentru clubul nostru. Îl avem pe Walker la aproape 400 de meciuri pentru clubul nostru. În față Morientes, un SBC magnific. 73 de goluri, 38 de asisturi în 104 meciuri. Vinicius nu mai are rost să discutăm și Sterling când intră titular este incredibil de bun. Îmi place la nebunie. Hai să mergem direct la tactici și să vedem ce am pregătit pentru astăzi. Și am pregătit un 4-2-2-2. E chiar bine. E chiar bine. Ne ajută Valverde ăla, care este extrem de rapid pentru un CM. Marchizio și Mascherano CDM. Marchizio cu o gleznă foarte, foarte fină. Sterling acolo, CAM, este de o viteză magnifică, intră foarte bine în centru. Iar Morientes cu Vinicius, mai ales Vinicius, un joga bunito acolo în atac, unbelievable. Avem așa, pentru atacanți, pentru amândoi atacanți, de fapt avem pentru unul stay central și stay forward cu getting behind. Și pentru unul, adică Vinicius, doar getting behind. La Vinicius îi dăm un pic mai multă mână liberă, îl lăsăm să facă un pic mai multe pe teren decât la Morientes. Pentru Sterling avem comeback on defense și Valverde la fel, cu get into the box for cross. Sterling și Valverde trebuie în continuu să are terenul. La fel și cei doi de pe margine din apărare, RBU și LBU, stay back, dar și overlap. Pentru că de ce? Pentru că dai o pasă aici cu L1, îi dai lui Valverde, bam, Walker pleacă, da? Walker pleacă pe atac, îi dat triunghiul lui Walker. Walker vine, intri cu ea puțin în centru, adică intri cu el puțin aici, în zona asta, i-ai pasat aici în mijloc lui Valverde, care a continuat alergarea cu tine, iar Valverde, bam, bam, ori aici, ori aici, către Vinicius, către Morientes. Asta e toată schema la această tactică, să te joci cu benzile. Aici când vine ăsta pe pressing, joci înapoi la Marius Constantin, apare în zonă liberă aici, Bănel îți ia locul, aici vine linie. După aia, Velaioș, joci la Bănel, Bănel îți deviază aici, joci la Mureșan, Mureșan, joci la Ciolacu, Ciolacu redublează pe Mureșan, Mureșan joacă în adâncime pentru Bănel, care creează superioritate numerică, pentru că tu intri pe aici, el intră pe exterior și centrează pentru un jucător care vine element surpriză. Walker și Mendy. L1 pasă, triunghi în mijloc, încă un triunghi în mijloc și a rămas cu poarta goală. În principal ăsta e mecanismul acestui 4-2-2-2. Iar pentru CDM avem stay back while attacking și cover central, atâta tot. La tactics avem balance, 25 cu 65 pe defense, iar la offense balance cu direct passing,
25, 5 liniuțe, una, una. Bă, merge bine. Mie îmi place un pic mai mult decât 4-2-1-2, 4-1-2-1-2, un pic mai mult decât aia. Îmi place că am alternativă. Împotriva unor echipe nu merge această tactică, n-am de ce să mint, dar împotriva altor echipe merge această tactică. Așa că e bine să aveți două tactici, și 4-2-2-2 și 4-1-2-1-2. Foarte bine să le aveți. Vreau să zic acum pe final de video că această tactică nu îmi aparține în totalitate, a fost sugerată de fratele Alex Grigorescu, de Grigo, aveți linkul lui în descriere și el face YouTube, mergeți, dați o geană și dați un subscribe. N-are lor să o lungim, bam, bam, v-am arătat, pasă sus, stânga, X1, X2, pe laterală, centrare, pe bara a doua, buffer, gol. N-ai ce să nu înțelegi, ai înțeles? Aici când vine ăsta pe pressing, joci înapoi la Marius Constantin, apare în zonă liberă aici, Bănel îți ia locul, aici vine linie. După aia, vei la Ioși, joci la Bănel, Bănel îți deviază aici, joci la Mureșan, joci la Ciolacu, Ciolacu redublează pe Mureșan, Mureșan joacă în adâncime pentru Bănel care creează superioritate numerică, pentru că tu intri pe aici, el intră pe exterior și centrează pentru un jucător care vine element surpriză. Până data viitoare, să aveți... Să vă zic de acum, sărbători fericite! Nu, hai că ne mai vedem! Să aveți un weekend league foarte, foarte bun și productiv și nu uitați, jucați FIFA, că nu vreți să fiu eu mai bun decât voi! V-am pupat! Ciao!